La grădiniță, printre altele, fiica mea învață. Tata merge la birou de dimineață până seara, el face banii. Bunica îmi citește povești și desenează cu mine. Ea îmi face educația. Mama poartă șorți și stă la bucătărie. Ea îmi face mâncarea și îmi spală vasele. Eu sunt o prințesă, când mă fac mare nu vreau să fiu ca mama. Așa arată o bucată de poem al Elenei Vlădăreanu. Elena Vlădăreanu este una dintre poetele cele mai importante din ultimul deceniu, dar eu abia cu această carte o descoper și pot să spun cu sufletul împăcat că îmi place. E o poezie foarte bună și e o poezie de tip revelație aici. De ce revelație? Pentru că rare ori găsești un volum în care poetul sau scriitorul în general să simți așa că în văzul lumii se scutură de narcisisme, nobilisme și spune direct. Asta înscenează foarte bine aici în cartea asta Elena Vlădăreanu. Mă, hai să terminăm cu poezeaua, hai să vă spun direct cum stau lucrurile. Și spune direct cum stau lucrurile în acest volum Bani, Muncă, Timp Liber. Femeie, mamă, muncă, câmpul muncii, cum acționezi în el și cum câmpul muncii te face praf, cum câmpul muncii a făcut-o praf și pe mama, cum câmpul muncii poate să facă praf și un tânăr încă de la fragedă de vârstă, cum sunt educați copiii, cum reacționează mama bogată, cum reacționează șeful. Sunt niște versuri în același timp foarte simple, dar foarte bine echilibrate, lovesc perfect. Pentru mine mesajul social este întotdeauna de promovat, mai ales când este scris atât de bine. Din cele trei părți, primele două, bani și muncă, sunt excelente. La timp liber, în partea asta de timp liber, mi se pare că insistă prea mult pe relația om-mașină și nu cu prea mari câștiguri, deși, evident, cu mesajul sunt de acord. Nu vreau să închei înainte să vă mai citesc un mic fragment. Culmea nefericirii e atunci când pierzi ceva ce iubești. Poate fi un om, poate fi un câine, poate fi o vază care se sparge. Cum, o vază? Da, fiindcă vaza aia e un lucru pentru care cineva a muncit. Trebuie să respectăm munca. Aici aveți exact rețeta, sunt folosite și fraze smulse din spațiul public, emise inclusiv de politicieni, de oameni publici, dar și multă sensibilitate și știință în arta asta a poeziei, care mi se pare accesibilă ca multora, dar care are de fapt puține aleși. Elena Vlădăreanu.